Bun găsit, doamnelor și domnilor! Puncte de vedere astăzi cu președintele PSD Dâmbovița, deputatul Corneliu Ștefan. Bine v-am regăsit, domnule deputat! A trecut ceva vreme de când nu ne-am văzut. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. A trecut ceva vreme, a fost și o perioadă... Am trecut și printr-o pandemie. Încă nu am trecut. Am trecut prin ea, dar nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Da, eu nu v-am întrebat de când ați câștigat alegerile în PSD Dâmbovița. A trecut ceva vreme, v-ați acomodat cu funcția, cu oamenii, cu... Cum e să fii președinte la PSD Dâmbovița? Serios. Sincer, organizația Oftați, PSD... Ați început cu un oftat. Nu. Organizația PSD Dâmbovița și organizația PSD, cea mai mare organizație din țară. Tocmai de aceea vă întreb. Cea mai mare partid politic, este o organizație greu de condus. Nu este o organizație ușoară. Avem foarte mulți membri în partid, foarte mulți colegi. Sunt foarte multe orgolii. Dar eu cred că... Orgolii, ambiții personale. Ambiții personale, dar eu cred că, așa cum am spus înainte de 19 ianuarie, când a fost competiția internă în partid, am vrut un singur lucru, să redau organizației PSD Dâmbovița ceea ce a început să lipsească. În primul rând, încrederea între colegi, în al doilea rând, unitatea în rândul colegilor, în rândul membrilor de partid și, nu în ultimul rând, spiritul de echipă, așa cum am obișnuit noi dâmbovițenii, organizația PSD Dâmbovița să fim pe primul loc în județul nostru. Adică, știți, mulți ar spune, cum adică, deci Corneliu Ștefan, tânărul Corneliu Ștefan, e prea tânăr, e pălăria prea mare. Au existat astfel de afirmații, știți foarte bine, da? Chiar în rândul social-democraților. Adică, cum, Corlățean, marele Corlățean, fost ministru de externe, să-l aibă ca șef de partid pe tânărul Corneliu Ștefan? Pentru cei care au făcut sau care fac și astăzi astfel de comentarii, eu vă spun sincer că noi am mers într-o echipă. Aici s-a văzut foarte clar și cu Titus Corlățean, domnul senator Titus Corlățean, cu Cristi Stan, cu primarul municipiului Târgoviște, cu toți primarii. Iată. Am făcut o echipă și pentru noi, primordial, în momentul acesta, mai ales că este un an electoral, reprezintă echipa PSD Dâmbovița. Aici, eu cred că forța echipei PSD Dâmbovița o dăm noi toți, nu o singură persoană. Spuneați despre orgolii și este adevărat. Vreau să vă întreb, cum reușiți să ajungeți la un numitor comun, mai ales că există primari cu ștate vechi, există lider de opinie în organizație și nu fiecare vine și spune eu vreau asta, că acum trebuie să ne ferim. Lumea cam a învățat de 30 de ani, în 30 de ani de democrație, cam ce se întâmplă în fiecare partid politic. Puteți să spuneți, da, toate sunt roz, mamă ce bine ne înțelegem noi. Există divergențe, cum ajungeți la numitorul comun? M-ați provocat și chiar vă mulțumesc pentru această întrebare și trebuie să ținem cont de câteva aspecte. Ia să vedem. Sunt câteva aspecte care nu le-am spus niciodată public și vreau să le spun astăzi în premieră. În primul rând, trebuie să ținem cont că eu am preluat această organizație într-o perioadă foarte grea pentru PSD Dâmbovița și pentru PSD Național. Noi am venit după două rânduri de alegeri în care am pierdut alegeri la nivel național și în județul Dâmbovița și organizația PSD Dâmbovița nu mai avea credere. Membrii nu mai aveau încredere în conducerea organizației. Al doilea criteriu sau al doilea aspect... Ce se întâmplă în România în ultimele trei luni de zile? Această pandemie care, efectiv, a afectat toate partele politice, nu PSD Dâmbovița. Și așa cum am obișnuit noi, alegătorii sau dâmbovițenii, să mergem din casă în casă să le prezentăm programul politic, noi n-am putut să mai facem în ultimele trei luni de zile județul Dâmbovița. Al treilea aspect, poate mai important decât cele două, chiar vreau să facem o comparație cu ce s-a întâmplat în PSD Dâmbovița în ultimii 10 ani de zile și putem să tragem o concluzie că această organizație în ultimii ani sau în ultimul an și jumătate efectiv a avut o criză de leadership. Și eu am preluat această organizație cu aceste orgolii care le spuneți dumneavoastră, dar revenind la echipă, eu vă spun foarte sincer că în primul rând echipa contează în PSD Dâmbovița și avem un singur obiectiv, acela de a câștiga alegerile în județul Dâmbovița în anul 2020. Cu Rovana Plumb ați mai discutat? Nu. Adică, deci, din ziua în care a pierdut alegerile în fața dumneavoastră, și noi știm că nu se aștepta, n-a mai luat legătura. Îmi cer scuze că vă întrerup. A rămas la PSD Dâmbovița, a rămas la alt PSD. A rămas. Totul aici avem încă un aspect. Pentru prima dată în 30 de ani, de organizație PSD Dâmbovița. Da, au fost alegeri. Au fost competiții pe funcția de președinte executiv
Adică niciodată în organizația PSD Dâmbovița nu au fost două persoane care au candidat pentru funcția de președinte sau de președinte executiv. Ar fi fost câte două persoane și pe funcția de... Dar n-a fost o luptă pe bune. Acum a fost o luptă pe bune și am dat dovadă și opinii publice, dar și organizații, că democrația în organizația noastră funcționează, suntem un partid puternic, suntem un partid care ne dorim să câștigăm alegerile și în afara partidului, în județul Dâmbovița, cum am spus mai devreme. Uite că am avut ocazia să vă întreb niciodată, când s-a rupt legătura și de ce? Adică, care a fost clicul ăla care v-a făcut să spuneți, stop, joc, eu nu mai fac echipă cu Rovana Plumb? Iunie 2019, după alegerile europarlamentare. De ce? Ce s-a întâmplat atunci? Ceva, adică s-au întâmplat multe, că noi discutam în emisiuni, că se întâmplă asta, dar ce a declanșat clicul ăsta? Acum, lipsa de comunicare? Acum nu aș vrea să reiau toate conferințele de presă care le-am avut anul trecut. Tocmai de aceea, niciodată în vreo conferință n-a spus clicul ăla. Dom'le, asta mi-a pus capac. Am spus și am avut curajul să spun și în interiorul partidului și în afara partidului de lipsa de management asupra organizației PSD Dâmbovița. Și am considerat și la vremea respectivă și vă aduc aminte că nu am fost de acord cu managementul din vremea respectivă și eu aveam calitatea de președinte executiv până în iunie 2019 și am făcut un pas în lateral. N-am făcut un pas în spate, am făcut un pas în lateral. M-am delimitat de managementul respectiv la vremea respectivă și am spus foarte clar, în 20 de ani de organizație membru, eu sunt mai tânăr, dar am 20 de ani vechime în această organizație și nu am fost de acord și n-am tolerat la vremea respectivă acel stil de management asupra organizației. Nu era un stil dictatorial. Că pe Țuțuianu l-a acuzat despre faptul că venea a ordona și că avea un stil dictatorial. Pe Romana de ce o acuzați? Păi nu era niciun stil. A, nu era niciun stil. Nu era niciun stil. Deci aici e grav. Aici este cel mai grav. Nu era niciun stil. N-ați făcut un pas înapoi, ați făcut un pas în lateral și ați început să vă luptați ca și declara la un moment dat. Dom'le, eu voi candida la un moment dat când la nivel național se va hotărâ că aici voi candida pentru funcția de președinte și ați început să vă faceți echipa. În această ecuație începe să apară și senatorul Țuțuianu. În această ecuație din afara partidului. Păi da, normal din afară, că dânsul era și este la Pro-România și va rămâne la Pro-România. Ne uităm și în declarațiile publice a domnului senator Țuțuianu în ultimul an și jumătate când a fost... Și mie mi se pare așa că faceți un ping-pong prin intermediul presei și mi se pare moral și corect ca cetățenii dâmbovițeni care au o oarecare afinitate către stânga, centru-stânga, cum este și PSD-ul, este și Pro-România, că trebuie să știe adevărul. Deci, până la urmă, care au fost discuțiile? Dumneavoastră îl somați pe Țuțuianu prin comunicate de presă să vă spună care sunt primarii care i-au declarat susținere. Nu o să-i spună, nu, că este om cu experiență politică. I-or fi spus că acum amândoi și trei sferturi din cine ne urmărește știe la cine s-a referit și că există astfel de oameni în PSD care îți spun, da, domnule deputat Ștefan, te susțin, da, domnule senator Țuțuianu, te susțin și dacă se mai trezește și Sandu Oprea, îl mai susține și pe Sandu Oprea. Și dacă se mai duce și Sorin Ion, îi zice, te mai susțin și pe tine. Pe de o parte, stați că n-am terminat. Pe de altă parte, deci dumneavoastră îl somați să spună cine anume a spus, Țuțuianu, întrebat de colegii din presă, spune să-și amintească domnul Corlățean, domnul Ștefan și domnul Crististan despre discuția pe care am avut-o pe strada aici, Brătianu, la numărul cutare. Acum s-a tot discutat despre faptul că au avut loc niște întâlniri între câțiva lideri PSD Dâmbovița și domnul Țuțuianu înainte de alegerile de la PSD Dâmbovița. Și v-am spus, mie mi se pare moral și corect că dâmbovițenii trebuie să știe ce s-a întâmplat de fapt. Pentru că ați văzut, se tot spune, da, discută Pro-România, discută PSD-ul. Sunt simpatizanți PSD care vor o alianță cu Pro-România sau simpatizanți Pro-România care vor o alianță cu PSD, tocmai pentru ca centrul stânga să câștige în Dâmbovița, să nu câștige liberalii. Deci până la urmă, unde v-ați blocat cu negocierile și de ce? Care a fost chestia? I-ați promis funcția de președinte, nu v-ați ținut de cuvânt. V-ați gândit dumneavoastră peste noapte, bă, dar eu dacă aș fi președinte, cum ar fi? E prea lungă. Hai să, păi lasă, că dumneavoastră știți răspunsul din prima. Nu că știu răspunsul, chiar vreau și în fața dumneavoastră și în fața dâmbovițenilor care ne urmăresc în această emisiune, să spunem adevărul și haideți să nu... Haideți să spunem, cum a fost? Am spus-o întotdeauna și public și o spun și astăzi, lupta mea în județul Dâmbovița nu este cu Adrian Țuțuianu.
lupta PSD Dâmbovița nu este cu pro-România. Ca să nu lăsăm loc de interpretări și să nu avem alte impresii legate de lupta politică. Legat de întâlnirile pe care le-am avut împreună cu colegii mei și cu alți primari, am avut întâlniri și înainte de 19 ianuarie, am avut întâlniri și după 19 ianuarie. Și am spus aceste lucruri. Dar niciodată nu s-a discutat că vom face o alianță și candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului de Dâmbovița va reveni organizației pro-România. Ca să închidem orice discuție. Puteți să spuneți discuția? Cum a fost discuția? Și ca chiar, să închidem orice chiar, de discuție. În primul rând aș vrea să relatez vă rog. Cu motamo, exact ce a spus domnul senator Titus Corățean. Adrian. Deci dânsul a vorbit. Deci întâlnirea există. Nu, vă spun. A existat, da. Bun. A existat mai multe întâlniri. Deci nu neg. Și vă spun ce a spus domnul Corățean și o să vă spun ce am spus vă și rog. Adrian, pentru a face o reparație morală la ce s-a întâmplat acum un an și jumătate în PSD și la nivelul organizației PSD Dâmbovița și la nivelul organizației PSD la nivel național prin care ai fost exclus, pentru a face o reparație morală, te rog să vii în PSD Dâmbovița și să fii candidatul organizației PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Țean Dâmbovița. Deci aceasta a fost discuția. Această discuție am avut-o și eu personal, această discuție au avut-o și alți colegi primari și, repet, pentru a reface echipa puternică a organizației PSD Dâmbovița. Bineînțeles că domnul senator Tuțuianu a refuzat de fiecare dată să se întoarcă în PSD. Să se întoarcă în PSD. După pe care l-a și declarat. După data de 19 ianuarie, am spus, o să spun și acum foarte repede, am constituit la nivelul organizației PSD Dâmbovița o echipă de negociere pentru a face o alianță la nivelul Dâmbovița între PSD și Pro-România. Ne-am întâlnit de două ori. Prima dată a durat 4 ore, a doua oară 3 ore. Nu am negociat absolut nimic. Ce negociați, frate, între 4 ore? Serios? Eu am propus și am spus înainte de a avea aceste negocieri, primul criteriu, sondajul de opinie care vom face și noi și cei de la Pro-România. Al doilea criteriu la care eu țin foarte mult și mi-a spus și domnul senator Tuțuianu, mărimea fiecărei organizații. Deci trebuie să ținem cont de mărimea fiecărei organizații și să ținem cont că organizația PSD Dâmbovița este cea mai mare și cea mai puternică din județul Dâmbovița. Ați avut profesor bun, ce să spun. Și am spus și la acele întâlniri, eu am vrut, propunerea mea a fost să negociem de la comuna Linoasa până la ultima comună urbană, apoi în ordine alfabetică. Domnul senator Tuțuianu a început doar cu funcția de președinte al Consiliului de Dâmbovița. E ce mai important acum, pe bune, să vorbim. Și aici s-au blocat negocierile, adică nu poate să nege nici domnul senator Tuțuianu aceste discuții. Vi l-am spus foarte deschis, adică nu a fost niciodată organizația sau... Noi am avut și un vot în biroul permanent județean în care am spus foarte tranșant și a fost în unanimitate un vot în care am spus că candidatul la funcția de președinte al Consiliului Țean Dâmbovița într-o eventuală alianță revine Partidul Social Democrat. Bun. Și nu că noi suntem cei mai frumoși și cei mai buni și cei mai mari, am spus foarte clar că avem sondaje de opinie la nivelul județului Dâmbovița, în care avem candidat și de la PSD, băgat în sondaj de opinie, avem candidat și de la PNL și de la Pro-România și sondajele de opinie, din sondajele de opinie a reieșit că noi, cei din Partidul Social Democrat, avem candidatul care poate să câștige Consiliul Țean Dâmbovița. Bun. Deci avem așa clar. Un candidat de la Pro-România la funcția de președinte al Consiliului Județean în persoana domnului senator Adrian Tuțuianu. Avem candidatul de la PNL Dâmbovița în persoana profesorului Ion Sorin. Iar PSD Dâmbovița spune clar, oficial, dar public, că va avea candidatul propriu. Acum mă întorc la dâmbovițeni. Sondajele vă dau siguranța faptului că dacă Pro-România și PSD Dâmbovița vor avea candidați proprii, nu va câștiga Sorin Ion? Știți că există și teoria asta. Și sondajul de opinie sau sondajele prin care le-am făcut. Am făcut 3 sondaje de opinie doar. Tu mai de-aia, păi știu că le-ați făcut, dar nu le spune și nu, le țineți la secret. Acestea fac parte din primul criteriu. Dar mai important decât aceste sondaje de opinie, vă spun, sunt reacțiile dâmbovițenilor.
Am mers, mai ales în ultimul timp, am mers... Așa, că ați fost în județ. Am mers și aseară, am și astăzi, după emisiunea dumneavoastră, să merg în teritoriu. Vă spun foarte clar că cei din județ, dâmbovițenii noștri, au spus clar că noi, cei din Partidul Social Democrat, suntem singurii care avem aplicarea asupra proiectelor de dezvoltare în județul Dâmbovița, de dezvoltare comunităților locale, și aș vrea să vă spun astăzi, în premieră, în această emisiune, că vom avea, la nivelul organizației PSD Dâmbovița, un program politic-administrativ de dezvoltare a județului Dâmbovița. Eu cred că ar trebui să venim în fața dâmbovițenilor cu un program de dezvoltare a județului Dâmbovița și nu să mergem în fiecare localitate sau să spunem în fiecare zi că vom continua proiectele care astăzi sunt într-un anumit stadiu de licitație. Eu cred că, în afară de aceste proiecte care eu am un principiu... Le veți păstra? 100%. Eu am un principiu. Toate proiectele bune trebuie continuate. Nu că am venit X și blocăm proiectele că au fost ale lui Y. Nu. Este o greșeală pe care au făcut-o mulți în județul Dâmbovița. Dar aceste proiecte trebuie continuate pentru că nu le continuăm pentru un partid politic sau pentru o persoană. Corect, le continuăm pentru dâmbovițeni. Doi, vă spun că acum lucrăm și maxim două săptămâni vom avea un program politic-administrativ pentru dezvoltarea Dâmbovița. Și îmi pare rău că astăzi nu văd lideri politici din județul nostru să vină în fața Dâmbovița să spună, domnule, ce vrem să facem pentru județul ăsta. Eu cred că prin aceste programe pe care cei din Partidul Social Democrat și nu aici este cu lipsă de modestie, din 2012, PNDL-ul la nivel național, am inventat noi cei din PSD acest PNDL și astăzi funcționează, din 2012 neîntrerupt, și astăzi funcționează și în toată România și în Dâmbovița. Dar vom termina și apă, și școli, și canalizare, și ce facem pentru județul ăsta? Unde vedem județul Dâmbovița în peste 20 de ani? Unde vedem municipiul Târgoviște? Unde vedem stațiunea balneoclimatică de la Pucioasa? Unde vedem stațiunea Montană? Acestea sunt dezbaterile publice care ar trebui să le facem în mediul public în județul Dâmbovița. Eu zic să le spuneți colegilor, nu mie, că păi nu, și eu aș vrea așa să le spun dâmbovițenilor. Eu personal o să vin în fața dâmbovițenilor cu un program politic-administrativ pentru dezvoltarea județului Dâmbovița, un program care să fie ancorat în realitățile dâmbovițenilor și, mai important decât atât, în care să regăsească toate zonele județului. Toate zonele județului, toate punctele, bineînțeles, acest program trebuie făcut în jurul municipiului Târgoviște, jurul municipiului Moreni, în jurul orașelor, dar avem foarte multe proiecte și avem foarte multe proiecte pe care nimeni nu le-a băgat în seamă și în anumite localități din mediul rural. Sunt multe lucruri care sunt până astăzi nedescoperite și toți ne aplicăm asupra unor proiecte mari, dar nu vedem alte proiecte care sunt de impact în județul nostru. Păi da, domne, dar proiectul mare pe care îl lansez în campanie îți aduce voturi, că știți cum este, omul naiv, eu cred că pune botul, cum spune românul. Nu, haideți să nu... Nu vreți așa, nu vă mai place așa. Nu, dar nu este principiul meu de a face politică. Eu o să am un proiect, repet, o să am un proiect politic, administrativ, personal, în județul Dâmbovița, împreună cu colegii mei din PSD și vom spune dâmbovițenilor ce vrem să facem în județul Dâmbovița și bineînțeles că dâmbovițenii aleg. Adică au de ales dâmbovițenii între un proiect de dezvoltare a județului Dâmbovița și un proiect care a rămas sau rămâne doar la stadiu sau mai multe proiecte, nu unul, că vom fi 4, 5, 7 candidați. Aici nu este vorba de o persoană sau de un partid. Ce ar mai fi să fiți 7? Eu vă spun ce fac eu de la PSD, nu știu ce fac ceilalți. Păi, faceți dumneavoastră de la PSD, dar PSD Dâmbovița când își va anunța candidatul la șefia Consiliului Județean? Iar un moment istoric. Ca să pună stop. Iar un moment istoric, așa cum va fi un moment istoric. Nu, a fost un moment istoric când au fost doi candidați pentru funcția de președinte. Și aici am avut un principiu care l-am spus după 19 ianuarie. Și să am nu spuneți că și aici va fi competiție internă. Și am spus foarte clar că această funcție, această competiție internă este deschisă. Adică știm ce foarte face? Bine. Știm foarte bine că în această competiție m-am înscris în interiorul organizației și am declarat public, nu este un secret. Și știm și dorința actualului președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, care și-a exprimat public dorința de a candida la funcția de președinte. Și lista nu e închisă. Dacă mai dorești. Deci până acum în PSD Dâmbovița există, da, dar doi social-democrați, dumneavoastră și Stan Dobrea, care vă doriți. Cum se va face? Cum am spus și în într-o eventuală alianță, am spus și interiorul partidului. Uh-huh. Primul criteriu este sondajul. Al doilea criteriu, în interiorul organizației, ceea ce își doresc colegii noștri. Și aici deci vă duceți în CEX, în Comitetul Executiv Județean. Și aici vă răspund la întrebare.
ne-a încurcat pandemia, că n-am putut să ne întâlnim. Noi, fiind o organizație mare, membrii Comitetului Executiv, suntem 182 de persoane. Nu aveți voie. Și aveți aștepta să vă dea voie președintele țării. Nu am avut voie să ne întâlnim. Bineînțeles, noi am avut și Comitetul Executiv și birou. Tocmai că l-ați făcut online. Online, dar vreau să mă întâlnesc cu toți colegii mei și această competiție o vom finaliza într-un comitet, în primul comitet executiv după ridicarea stării de alertă și vom vota împreună cu toți colegii candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și acel candidat va fi susținut de tot partidul. La nivelul localităților la fel se va întâmpla pentru funcția de primar? Acolo unde există. Referitor la candidații PSD pentru funcția de primar. Am luat în primul comitet executiv de când am fost ales președinte, am luat o decizie votată în unanimitate în care toți candidații PSD, toți candidații PSD în funcție, bineînțeles care doresc să mai candideze, vor candida pentru un nou mandat. Se luată o decizie în CEX, dar o să vă spun după ce vom avea acest CEX pentru a stabili candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. Avem astăzi 3 primari PSD care nu vor să mai candideze. Le puteți spune localitățile? Vă dau doar localitatea Duicești deocamdată. Vă spun doar spune ce știu. M-ați vrăjit. Ați început să aveți un discurs de politician. Dați-mi voie să fie un eveniment la nivelul județului Dâmbovița. Și adevărata revoluție a tinerilor o să fie în cadrul organizației. Dumnezeule, că m-ați înnebunit toți cu revoluția tinerilor. Vom avea primari în funcție de 4, 5, 7 mandate care fac un pas în spate și vor susține tineri pentru a câștiga... Atenție, un pas în spate sau un lateral? Că e important. Un pas în spate pentru a sprijini echipa tânără din localitățile respective. Bun. Haideți că îmi vorbeați despre faptul că lucrați împreună cu socialdemocrații la un proiect de dezvoltare a județului. Păi ce să mai dezvoltați? Că uite, domnul Guran deja zice că omul și-a luat treaba în serios și face treabă pentru județul ăsta. Da? Da. Adică dumneavoastră nu vedeți că face treabă pentru județ? Numai dă și văd? Am spus mai devreme, oricine are adică plecare, liberalii nu fac treabă pentru județ? Oricine are aplecare pentru proiect de dezvoltare, aici nu contează culoarea politică. Așa cum n-au zis că până faceți dumneavoastră programul ăsta de dezvoltare, liberalii dezvoltă județul? Este și normal să facă, face parte din guvernul, din executiv, este membru al Guvernului României, secretar de stat. Simțiți lucrul ăsta ca dâmpovițean? Și este normal, dânsul a spus că s-a implicat pentru proiectele, pentru drumul național care a străbat județul Dâmbovița și este normal să facă demersul necesare pentru a sprijini investițiile în județul Dâmbovița. Orice politician, orice om, orice persoană, indiferent de funcția pe care o ocupă, care are aplicare pentru dezvoltarea Dâmbovița, este binevenit într-un proiect de viitor pentru județul nostru. Da, ați văzut că domnul Guran a adus de vreo 2-3 ori, dacă nu mă înșel, n-am de unde să știu sigur că presa locală n-a invitat-o, miniștrii aici în județ. Presa locală n-a fost invitată. Parlamentarii au fost invitați? Nu, noi de la PSD n-am fost invitați. Dar am văzut o delegație chiar în frunte cu prim-ministrul României acum o lună zile la Dragomirești. Aia zic. Acolo la Dragomirești și-au pus măștile pe față. Au fabricat o mască? Nu știu dacă au fabricat-o, pentru că Ministerul Economiei, adică colegul dumnealor au spus că acea fabrică nu produce măști. Astăzi, la Dragomirești... Să produc sau nu, dar ce știți? Nu se... Deci comunicatul public de la Ministerul Economiei. Eu n-am fost în hala respectivă și au venit aici, primul ministru al României a venit în Dâmbovița și a pus o mască pe față cumpărată, că nu era produsă la Dragomirești. Au plecat și am făcut două poze și măști tot nu producem în Dâmbovița. Dar vă ducem șomeri. Apropo de pandemie și ce lasă în urma ei, în urmă cu ceva timp ați ieșit în fața opiniei publice îngrijorat de situația economică a județului, de numărul de șomeri, de firmele închise. Care este situația județului? Păi vă aduc aminte că am fost primul lider județean care am ieșit cu o situație punctuală în județul nostru. Tocmai de aceea mă întreb. Și vă spun sincer că este situația tragică și la nivel național și la nivel județean. Și pentru mine cel mai mare semn de întrebare asupra acestui executiv, acestui guvern, că nici până astăzi nu a venit cu un plan de măsuri concrete pentru repornirea economiei.
Ce aveți, domnule, că oamenii ăștia spun de dimineață până seara că ei vin, că au măsuri și nu le vedeți? Ce aveți, cum nu le vedeți? Șomajul tehnic, îl plătește, că, serios, cum adică nu-l vedeți? Nu cred, din punct de vedere economic, nu cred aceasta este soluția cea mai bună pentru a ține oamenii în sufletul mași. Nu, trebuie să dăm drumul la economie. Și vă dau câteva cifre. Dacă în luna martie 2020, în jurul nostru, aveam 89.433 de contracte de muncă și erau suspendate doar 3.900 de contracte, suspendate din diverse motive. Corect. Creștere, copil și alte motive. Acum câte avem? Astăzi avem în județul nostru 14.520 de contracte suspendate. Deci de aproape 5 ori a crescut. Suspendate numai datorită acestui blocaj, datorită pandemiei și datorită lipsei de măsuri pe care noi, guvernanții, nu le-au adus în economie, în economia reală nici până astăzi. Astăzi avem 31 în Dâmbovița. 31 de firme cu codul CAIN 5510, adică cu hoteluri care au suspendate activitatea. Suspendată. 152 de firme, restaurante care au început activitatea doar în terase, săptămâna trecută. Au început, săptămâna aceasta, pe 1 iunie, au început activitatea. Deci 152 de restaurante care au astăzi activitatea desfășurată doar în terase. Nu toate restaurantele au terase așa de mari. Sunt restaurante care nu au terase și au activitatea închisă. Deci avem 152 de restaurante astăzi. Avem 106 baruri închise astăzi. Avem peste 5.000 de locuri de muncă ca urmare a acestei pandemii, numai pentru ce v-am spus acum. Hoteluri, terase și restaurante. Peste 5.000 de locuri de muncă astăzi suspendate din documente oficiale din cadrul Ministerului Muncii pe raza județului Dâmbovița. Eu zic adică, să luați în calcul și ce a anunțat Renault, da? Că își restrânge activitatea. Da, v-am dat numai din domeniul Horeca, v-am dat câteva exemple. Sunt, dacă vreți, acum și la nivel național. La nivel național avem 35.000 de hoteluri care sunt închise. În Dâmbovița avem 31. La nivel național sunt 35.000 de hoteluri care, și pensiuni care sunt închise datorită pandemiei. Avem peste 200.000 de șomeri care lucrează în aceste hoteluri. În Dâmbovița avem 5.000. Avem peste 1.000.000 de oameni trimiși în șomaj tehnic la nivel național. Credeți că este, din punct de vedere economic, este o soluție să plătim 1.000.000 de oameni în șomaj tehnic, să ținem acasă? Care e soluția PSD? Noi am venit cu un program, Reporni România. Nici nu știu dacă sunteți în opoziție sau la putere. Ați văzut că liberalii spun că sunteți la putere, noastră PSD. Deci, noi suntem la putere... Că aveți majoritatea în Parlament. Că avem majoritatea în Parlament, dar executivul este la PNL. Noi am vrut să ajutăm guvernul PNL. Dar noastră a spus executivul PNL. Hai să nu uităm nici lucrul ăsta. Noi am vrut să ajutăm... Păi, vreau să scuzați-mă acum că trecem de la una la alta. Vă aduceți aminte când a bușit pandemia în România, când țara nu era guvernată, când tot guvernul Orban, erau toți acasă, nici n-au venit la depunerea jurământului în Parlament, erau toți acasă, izolați, și normal că trebuia să guverneze cineva țara. Eu cred că a fost un gest de responsabilitate al Partidului Social Democrat la vremea respectivă. Acum? Nu. Acum dacă ar fi? Da. Deci nu aș, eu personal, este o problemă. Ați vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului? 100%. Să cadă. Tata, vedeți, eu am tot văzut moțiuni simple. Știți cum e moțiunea aia simplă? Noi cei din Partidul Social Democrat, la vremea respectivă, ne-am gândit la România, nu ne-am gândit la PNL sau la guvernul, la membrii guvernului. Dar și-au dovedit incompetența în aceste luni, și-au dovedit lipsa de preocupare pentru nevoile românilor și cred că România, mai ales în perioada aceasta, și o să treceți de pandemie, o să vină o criză. Va veni o criză mondială. De asta spun. Va veni o criză mondială, nu o criză... Mie mi se pare că nu că suntem nepregătiți, suntem total nepregătiți. Va veni o criză mondială și cred că România trebuie să fie guvernată de niște profesioniști, de niște oameni care vor fi recunoscuți sau sunt recunoscuți de domeniile din care fac parte pentru a trece mai ușor, să vină cu soluții pentru aceste crize. Adică dumneavoastră ce vreți să spuneți? Că domnul Câțu sau domnul Orban nu sunt profesioniști? Ce sunt? Mi-ați dat niște exemple nefericite pentru... Ministrul Finanțelor, pe bune... Ministrul Finanțelor putea să fie prim-ministru al României, dar vă aduc aminte vedeți? A fugit din lift și îl punea de depunerea. Vreți să spuneți ceva? Bine că a fugit, că îl puneam premier. Nu știu dacă îl puneam. PSD-ul a venit cu niște măsuri. PSD-ul amenință, aveți grijă că dacă... PSD-ul a venit cu un program
Da, cu un set de măsuri. Un program, program corect, cu surse de finanțare. 25 de măsuri, nu? 28 de măsuri. 28 de măsuri structurate pe 4 piloni existențial pentru economia țării. Și am spus de la vremea respectivă și o spun și astăzi, am predat acest set de măsuri, acest program Repornire România, Guvernul României la cheie, doar să pună în practică. Și ceva nici până astăzi, de o lună zile, nicio măsură nu a fost luată în seamă și este tragic pentru Guvernul României să vină astăzi să ne spună anumite baliverne, pot să spun, dar ministrul finanțelor, ministrul Câțu, vedem că se împrumută zilnic, împrumută Guvernul României prin Ministerul de Finanțe, se împrumută eu zic că ne împrumută pe noi, nu credeți? Și pe noi, că probabil noi românii plătim. Pe noi plătim, ca fraie. Și tragic, s-au împrumutat, toate guvernele s-au împrumutat. Și PSD-ul s-a împrumutat, deci nu doar ei se împrumută. Nu, dar e problema că se împrumută, problema unde sunt banii. Aha. Problema că ne împrumutăm. Dar banii aceștia nu-i vedem în economie, nu vedem în economia reală. Și vă dau doar un exemplu. Am votat în Parlamentul României dublarea alocațiilor pentru copii. Degeaba, ca să vă zic așa. Președintele țării, PNL, președintele Klaus Iohannis, a promulgat legea. Guvernul României n-au pus în practică. Nu, domnule, că n-au bani, ce nu înțelegeți? N-au bani? E așa. Eu vă spun că bani sunt în buget. Adică vreți să spuneți că domnul prim-ministru meu, pus de președintele meu, mă minte? Deci eu vă spun că sunt bani. Noi când am venit și am votat legea în Parlament acum 6 luni, am venit și cu sursa de finanțare. Dar astăzi Ministerul de Finanțe se împrumută zilnic și efectiv, și aici poate nu trebuie să mergem pe măsuri sociale, pensii, dar nu vedem investițiile. Investițiile astăzi sunt toate blocate în România, nu mai vedem o investiție mare în România care să deruleze și să efectiv să finalizeze până la urma urmei, și sunt proiecte foarte mari care astăzi sunt stagnate datorită incompetenței, că altfel nu pot să spun. Și ce face PSD-ul? Sau ce va face? Avem foarte multe proiecte de dezvoltare cu drumuri naționale, cu autostrăzi în România, care sunt finanțate pe bani europeni. Banii europeni nu implică un cost suplimentar din partea Guvernului României, dar nici aceste proiecte nu se desfășoară. Și aici ar trebui să facem o dezbatere, să de vorbă, să punem toți umărul. Noi cei din PSD am venit, am făcut un program. Domnule, ăsta e programul, dacă nu vă convin 7 măsuri, veniți voi cu 9+. Și o lacule de aici cu programul tău, că eu am programul meu. Ce faceți în situația asta? Adică ce va face PSD în situația asta? Am declarat. Mă refer la viitor apropiat, că dacă stăm până vine criza. Am declarat public și împreună cu celelalte partide de opoziție din Parlament, vom depune o moțiune de cenzură. Deci Partidul Social Democrat va depune o moțiune de cenzură. Este hotărât să meargă până la capăt, adică dăm jos guvernul, venim noi la guvernare, guvern de Uniune Națională. Ce vrea PSD Dâmbovița? Că mă gândesc că vă va întreba. Bă, voi ce vreți de la Dâmbovița? Voi cum vedeți viitorul? Și la nivel național, dar și în Dâmbovița, n-am spus niciodată că, domne, să plece PNL-ul, să vină PSD-ul. Nu. Nu asta este soluția. Soluția este să facem, am spus mai devreme, acum 5 minute, să facem un guvern de specialiști, un guvern de chiar de Uniune Națională, în care toate forțele să le concentrăm asupra viitorului care va fi, din punct de vedere economic, sumbru. Va veni o criză în România, este clar. Și acolo trebuie să avem specialiști. Dacă noi nu suntem în stare să avem și specialiști să guverneze România pe toate domeniile, sănătate, economie, agricultură, Ministerul Dezvoltării, adică sunt pe învățământ, e un haos, am ajuns la învățământ. Doamna Nisie este profesor de limba și literatura română. Dar este un haos, că nu știm. Acum toți copiii, și cred că mai speriați sunt părinții decât copiii, și mai ales cei din anii terminali, clasa 8-a, clasa 12-a. Sunt la școală. Nimeni nu știe nimic. Ce nu știe? Adică, sunt la școală, adică, dau examen, au măști, le-a dat, ne-a dus ministra măști. Lucrurile acestea, vă spun sincer, sunt lucruri pe care noi astăzi, nu știu, ne ferim să le discutăm. Nu vorbim de oamenii politici, nu, în general, oamenii români, dâmbovițenii. Dar de ce? Ne ferim, nu știu, există așa o teamă. Și nu e teamă, nu există soluții? Sau este și teama de a prelua frâiele țării într-o astfel de perioadă grea? Este o perioadă grea. Este o perioadă foarte grea. Am început emisiunea cum e să fii președinte la PSD Dâmbuța. Eu am preluat PSD Dâmbuța în perioadă foarte grea. Și nu vreau să mă compar cu alții care au fost înaintea mea. Au preluat PSD Dâmbovița când era la putere, când aveau guvern, când aveau toate ministerele. Adică mă gândesc că ar putea socialdemocrații la nivel național, mă refer,
faceți dumneavoastră parte din elita la nivel național, nu că sunteți președinte de organizație, ați putea să spuneți, bă, dar de ce să ne legăm noi la cap acum? Să-i ăștia de la PNL să pice în cap, vin nu alegerile, ne alege lumea pe noi? Nu așa gândește PSD-ul. Păi nu, eu personal nu gândesc așa. Mm-hmm. Păi aici... Dar o-ți avea colegi în țară. Aici este o chestie de asumare. Păi dacă nu ne asumăm când este greu, păi ne asumăm mai cât de bine... Trebam. Când își mai asumă? Păi mai durează mult? Nu mai durează mult, nu? În vara aceasta vă depuneți moțiune de cenzură. Dar la PSD la nivel național și cu asta închem, vor fi alegeri? Eu parcă așa știam. Da, până în alegeri locale vom face congres. A, dar nu știți încă... Deci aștepta să se stabilească data alegerilor locale și... În primul rând să vedem cu starea de alertă, că... Nu știm nimic. Păi de ce trebuie să știm de înainte? Păi să vedem dacă asta putem să facem. Că l-ascultați diseară la televizor. Dacă putem să facem o întâlnire, un congres în care să aducem membrii din toată țara pentru a vota conducerea partidului. Este foarte important. Unde, câți putem să ne întâlnim, unde putem să ne întâlnim, dacă avem voie să facem adunări publice cu noi și dacă facem un congres extraordinar, ne strângem 1000 și ceva de oameni. Ați avut întâlniri până acum cu liderii la nivel național, că înțeleg că domnul Ciolacu a început așa o... plimbare prin țară pe la organizație. În zona încă nu. Da, dumneavoastră PSD Dâmbovița pe cine susține? Pe Ciolacu, pe Grindeanu? Că ați văzut să tot discută. Păi sau așteptați candidații și programele lor? Nu, dar am spus-o și public și am spus-o întotdeauna. PSD Dâmbovița și eu personal am spus că susțin echipa Marcel Ciolacu. PSD Dâmbovița și am avut o rezoluție. Vrea și om în conducere la nivel național. Am avut o rezoluție la nivelul organizației PSD Dâmbovița și îl susținem, a fost un vot în unanimitate, îl susținem pe domnul senator Titus Coloțean, președintele executiv al organizației, pentru a candida într-o funcție la nivel național, indiferent de funcția. Și a exprimat, azi domnule, nu candida funcția de președinte, dar pentru o altă funcție. Bineînțeles, în funcție și de negocierile care vor avea loc la nivel de național. Mă gândesc, adică, mai ales într-o echipă de conducere, știm foarte bine cum sunt și la nivel local, și la nivel central. Corect. Sunt negocieri la nivel. Și vă dați seama că eu personal, în calitate de președinte al organizației PSD Dâmbovița, voi fi acolo și voi susține cu toată tăria candidatul organizației PSD Dâmbovița pentru a ocupa o funcție de conducere la nivel național. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru sinceritatea cu care ați răspuns întrebărilor noastre. Eu vă promit, dragi dâmbovițeni, că ne vom reîntâlni, zic eu așa, când o să înceapă lupta asta internă pentru funcția de președinte, știți că așa este frumos. Așa, vrăjeli și ping-ponguri politice și negocieri în noapte. No. Uite, pe bune, ar trebui să, când mergeți la negocieri, de, hai băi să luăm și niște oameni după stradă, cu cine votezi, PNL, peste, nu contează, hai drumul cu asta, vezi și mata cum e cu negocierile astea, pe bune. Deci, că ce treacu discutați, ce negociați 7 ore, explicați-mi și mie. Și cu întâlnirea dura 4 ore, alta 3 ore. Nu, ce negociați, frate, acolo atât de mult? Asta a spus că duceți așa discuția într-un... Nu? A, întâi vă... Nu. Aici nu, am spus public, nu negociem pentru Ștefan Cornel sau pentru o funcție. Pentru Dâmbovițeni, știu. Am spus foarte clar că vrem, nu, ăsta este principiul meu și țin la el. Vreau să facem o echipă puternică și nu să ne omorâm între noi, că până la urmă, nu cred că Dâmbovița are interes să fie divizată o echipă sau alta. Dâmbovița are interes să fie o echipă puternică, să strângă cât mai multe proiecte pentru comunități locale. Lucrul e simplu. Deci avea nevoie de primari. Cine vrea să vină altul de PSD Dâmbovița? Am spus foarte clar. Sunt dispus la orice negociere în afară de Partidul Național Liberal. Deci negociez cu oricine. Pentru Dâmbovița, deja s-a afiliat la nivel național PSD-ului. Cine vrea să vină altul de PSD pentru proiectul major județul Dâmbovița, este binevenit și împreună facem un program politic-administrativ pentru dezvoltarea județului nostru. Cu Alde ați început negocierile? Că vine și Alde cu pretenții, mai vrea și Alde ce? Nu, n-am discutat. Nu, încă, nu serios, mai ales nu, că la nivel național... Până astăzi nu am discutat. Încă o dată vă mulțumesc și cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare.